He spent his entire life training to be the best. I am the protector of the deep. Atlantis has always had a king. Now I need something more. Aquaman, hai la cinema din 21 decembrie. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din The Forest. Iată-ne din nou în joculețul ăsta. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior. S-au strâns peste 12.000 de like-uri și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Iar astăzi mă gândeam să facem ceva tot așa din update-ul cel nou, ceva ce cred eu că e destul de interesant. N-am uitat încă de glider. Gliderul este încă aici și tot mă gândesc să fac o nebunie de aia, să mergem pe cel mai înalt munte și să încercăm să ne aruncăm de acolo să vedem care e treaba cu el. Dar astăzi fiți atenți ce vreau eu să construim. Și anume, vreau eu să construim acest log track. Practic e un roller coaster în The Forest. Nici mie nu mi-a venit să cred când am auzit. Dar da, îți faci practic un parc de distracții. Pentru că, na, dacă ești pe o insulă pustie, trebuie să ai ceva cu care să te distrezi. Bun, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place în continuare The Forest și dacă mai vreți să facem și alte episoade. Poate reușim să sângem la episodul ăsta tot așa peste 10.000 de like-uri. Ar fi foarte, foarte tare. Și să mă mai arunc eu o dată cu gliderul ăsta până una alta. Mamă, mamă, ce nebunie! Ce nebunie! Mamă, că ce mișto mă duc de data asta. Și parcă m-am mai învățat așa puțin să merg cu gliderul ăștia. Cât de cât. Nu e... Adică nici nu prea ai unde să te arunci pe aici, dar o să-l parcăm momentan. Să cam ducem bot. Stai acolo, nebunule. Bun, pentru chestia asta vom avea nevoie de acest log track. Acum, tu poți să-l construiești cât de sus vrei sau cât de sus ai tu posibilitatea. Mă gândesc să ne urcăm pe cam cel mai înalt loc și de acolo să-l facem să coboare. Nu știu dacă pot să-l fac de pe turn. Acum poate o să încerc eu off-camera să încerc să-l fac și de pe turn și turnul ăla din bază, ăla înalt, rău de tot. Dar pentru moment, cred că am să-l fac cât de sus pot eu de aici. Nu știu, că aia e fața. Cred că aia e fața. Și vedeți voi, coboară ceva de genul acesta. E cam ciudățel el așa. Și cam super mega abrupt. Eu să încerc să-l fac cât de drept pot eu, pentru că altfel s-ar putea să avem probleme în momentul în care coborâm. Și ca să vă imaginați cam ce nebunie s-a băgat în The Forest. Dar nici nu mai avem să cred, am zis, bă, stai, e pe bune? Da, chiar e pe bune. Chiar este foarte pe bune. Bine, acum o să observați voi că o să ne ia o grămadă de materiale să facem această nebunie. Dar eu zic că o să merite până la urmă. O să scot eu casa aia de aici, pentru că nu îmi folosește absolut deloc. Iar aici se va parca. Practic o să ajungem jos de tot. Și asta va fi... Ia stai, câte am nevoie? Ia stai o secundă. Mă, că nu sunt așa de multe. 117 loguri. Mi-a luat mult mai mult la turn să fac trebușoara. O să-i dăm așa și cu logurile astea din această casă chiar am să le pun aici la construcția aceasta. Cred că problema cea mai mare, dificultatea pe care o să o întâmpinăm, va fi în momentul în care trebuie să strângem acum stick-uri. Pentru că avem de strâns 189 de stick-uri. N-aș zice că e foarte, foarte rău, vedeți și voi cum se pun. Dar, da, hai să trecem la trebușoară, să-i dăm drumul și să vedem ce o să iasă. Am multe idei cu The Forest. Dacă văd în continuare suport din partea voastră, dacă o să vă placă, am de gând să continui să fac episoade de-astea super mega interesante. Pentru că am cu ce acum, știi? Asta e faza, că până acum nu prea era niciun update. Nu se întâmpla nimic major, pe când acum ai multe, multe lucruri de arătat. Plus că v-am zis, este un nou cave care e undeva prin mijlocul oceanului și acolo, eu știu exact unde e, dar o să vă arăt probabil într-un episod viitor, dacă este să vă placă și dacă o să mai facem și alte episoade, pentru că trebuie să te pregătești un pic ca să intri acolo, trebuie să-ți iei rebreeder-ul la tine, na, sunt mai multe chestii pe care trebuie să le faci înainte să te aventurezi. E destul de departe, dacă mai țineți vă minte, sunt vreo 3 insule în depărtare, așa că o să avem nevoie de o barcă, iar între cele 3 insule se află și zona respectivă cu acel cave subacvatic. Chiar de acolo ți-ai blueprint-urile dacă ai nevoie de aceste blueprint-uri noi, cum ar fi roller coaster-ul sau glider-ul. Aia e cam singura zonă pe care poți să o folosești pentru aceste blueprint-uri. Dacă erați curioși și poate aveți de fără și nu știți exact de unde să vi le luați. Dar asta probabil să facem într-un episod viitor dacă este să vă placă atât de mult și să continuăm. Dar vedeți și voi că începe să arate bine. Cred că vă puteți face oarecare idee la ce o să fie aici. Nu știu dacă e foarte abrupt
S-ar putea să nu fie foarte abrupt. Deși e, că-ți prins viteză de acolo, observați și voi cum e acolo. Îți prins viteză de acolo și aici ar trebui să mergi lean. Bam, 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 până jos. Dacă vă place chestia asta, dacă vă mult suport, o să facem încă două episoade. O să facem un episod cu gliderul care ne dăm de pe munte, cu gliderul, de pe vârful muntelui. Și mai facem un episod în care facem un roller coaster de pe vârful muntelui până jos. Ceea ce o să fie o nebunie curată, dar ar trebui să fie interesant. Sau știi ce? De ce nu facem noi? Fiți atenți, să vă fac o surpriză. În episodul de azi, ok? Hai să nu ziceți că nu vă fac eu surprize. În episodul de azi, după ce ne dăm pe roller coaster, luăm gliderul și ne aruncăm de pe munte direct. Ok, vă fac o surpriză azi. O să fie... De ce să mai facem alt episod cu chestia asta? Că pot să vă arăt chiar astăzi. Ok? Mi se pare o idee foarte, foarte bună. Și poate să vă întrebați cu ce te dai pe roller coaster? Acum, pe bune, doar n-ai să te dai cu fundul pe lemn. Că, na, cred că e destul de aiurea. Ei bine, în momentul care te duci acolo sus, vei putea să te folosești de un turtle shell. Turtle shell adică o carapace de broască zestoasă. Uite, una de asta. Asta de aici. Azi? Și o folosești pe asta, ți-o pui sub fund și te dai să ne ceva de genul ăsta arată nebunia. Cred că e un piculesc cam abrupt aici, dar cred că se face o compensare în momentul în care ajunge acolo, pentru că acolo e mai lin. Să vedem, habar n-am cum o să fie. Problema în momentul de față este că nu avem cum să ajungem sub nicio formă acolo. Deci avem nevoie de niște scări și o să apelez eu la scările acelea custom, dacă reușesc să le găsesc. Pentru că e cam singura variantă să ajungi acolo sus. Deci o să vin cam de aici și o să trebuiască să se urce bam și mai sus de atât. Sper că e ok, adică ar trebui să fie ok. Cât avem nevoie noi aici? Avem nevoie de 34 de loguri. Asta o să fie mare, mare chestie. Să luăm noi drujba, ne punem pe treabă. Da, din păcate, nu știu, n-au făcut un sistem. Trebuia să fac un sistem prin care să te poți urca acolo fără să trebuiască să fac eu scările alea acasă, pentru că nu prea se potrivesc, adică nu prea au legătură, dar nu-i problemă, rezolvăm imediat. Imediat să face trebușoara. Sper că am pus corect. Opa, a fost un loc care s-a ritat. Da. Bă, cât de cât acolo să poți să te urci, că până la urmă nu-ți trebuie altceva. Și hai să ne luăm turtle shell-ul. Startășul poți să-l folosești și să arunci canibalii. Ții așa să ții de scut. Mamă, dar e super mega abrupt. Uitați-vă și voi. Oh my god. Ok, hai să încercăm. Stai, că nici eu nu știu cum se face. Stai. Uite că mi l-am pus pe spate, cred că. Mi-e foarte frică aici. Deci, pe bune, chiar mi-este frică. Ia trebuie să-și pună tartășelul ăsta. Exact. Ah, opa! Auleu! Auleu, doamne! Bă, cât de șmecher poate să fie, ești nebun? Și poți să cotești așa într-o parte și în alta? Aoleu, unde mă duc? Bă, du-te mă că e prea de tot. Vă imaginați-vă dacă facem o de-asta, să încercăm să construim o de-asta tocmai de pe munte. Ok? De pe muntele la cu zăpadă, să încercăm să construim unul până în partea cealaltă. Da... Nu vreau să mă gândesc cât lemn o să-mi trebuiască. Adică aici hai că a fost destul de ușor. Adică 100 de loguri nu e mare chestie. Plus, cred că la sticuri e mai problematic, pentru că nu găsești foarte multe crenguțe de astea de obicei. Copaci sunt o grămadă. Și asta nu e mare problemă. Dar, da, foarte tare chestia asta. Adică nu e o chestie... Aoleu, cum mă duc? Aoleu! Bănuiesc că poți să faci, poți să și pici aiurea de aici. Vai de capul meu. Dar bănuiesc că poți să și pici aiurea. Acum am chef să mă dau non-stop pe chestia asta. Dacă m-aș urca eu direct pe aici, n-ar fi mai eficient? Dar nu cred că pot să mă urc acolo. Da, nu cred că pot să mă urc acolo. Odată ce m-am urcat pe aici, problem. Vreau să mă mai dau o singură dată. Îmi place la nebunie, n-am să scot roller coaster-ul ăsta de aici, o să rămână aici permanent. Și vom merge după asta, luăm glider-ul, ne urcăm pe muntele ăla cu zăpadă și încercăm să ne aruncăm de pe o zonă destul de mare. Bă, te imaginați-vă dacă ne aruncăm cu glider-ul în gaura aia. Știți gaura aia, e o dită mai gaura care duce la finalul jocului? Dacă te aruncăm cu glider-ul acolo, ce se întâmplă? Atâtea întrebări. Hopa! Bă, dar ce viteză sprins cu nebunia asta. Aoleu! Ea, nu mi-a luat damage, n-am avut nicio problemă. Bun, hai să vedem unde este gliderul.
Da, spuneți în comentarii ce părere aveți despre rollercoasterul meu. Dacă vă doriți să facem un astfel de rollercoaster de pe muntele de zăpadă, și am să vă arăt exact acum unde este acel munte de zăpadă la care mă refer eu, pentru că poate unii dintre voi nu știți încă. Acum, na, știu că sunteți foarte mulți care sunteți fani The Forest, v-ați uitat la toată seria, chestii, trestii, dar poate sunt unii oameni care nu au urmărit seria și nu știu exact ei de unde sau la ce de asta mă refer. Așa că vreau să-i ajut și pe cei care nu știu încă. Ia stai, eu pot să mă arunc de aici oare? Adică pot să mă arunc de aici oarecum și să călătoresc cu gliderul. Bă, cât de cât acum. Și e destul de rapid. Uitați-vă și voi ce rapid e. Adică o metodă mult mai ușoară de călătorit. Uite o barcă de-a mea. Bă, cât de mult zbor, voi observați? Pentru că nu-i dau în față și în spate. Când dădeam în față și în spate, mereu aveam probleme. Iar acolo sus este muntele de care vă vorbesc. Sunt sigur că va fi destul de interesant. Na, odată ce-i terminat The Forest, vedeți că până și developeri încearcă să bage chestii destul de fun. Nu mai bagă chestii foarte, foarte serioase. Chestii fun cu care să te distrezi pur și simplu și să intri, să-ți construiești ceva caterincă și pur și simplu să te distrezi. A fost o idee bună. Hai să scoatem gliderul din apă. Ah, am crezut că am pierdut gliderul pentru o secundă. M-am speriat puțin. Gândesc mai bine, acel roller coaster poate fi folosit și să călătorești dintr-o parte în alta, pentru că ați văzut și voi cât de rapid este. Ideea e că trebuie să fie în pantă, nu ai cum altfel. Dar da, aici deja se face frig. Suntem în zona de zăpadă. Ajungem și la niște puncte de interes pe aici și la baza noastră. Cine mai ține minte baza asta? Nu știu dacă foarte mulți dintre voi o mai țineți minte, dar da, o bază destul de mărișoară. Încercăm să ne aruncăm cu gliderul de aici. După cum vedeți, este setat cum trebuie și hopa! Haide! Mamă, frate, cum se vede, ești nebun? În mare parte, din ce am observat, dacă ești suficient de sus și nu faci mișcări bruște cu el, funcționează destul de bine. Adică chiar e setat cum trebuie. Și n-ai treabă cu el. Adică uitați-vă și voi, eu acum practic nu trebuie să fac absolut nimic. Și e o experiență destul de plăcută să zbor cu nebunia asta. Da, poți să cotești stânga-dreapta. Dacă încerci să-l înclin în față, își prinde viteză mai mare, dar și pierde altitudine. Așa că oarecum noi acum, uitați-vă și voi, ce nebunie, frate. Adică practic am zburat, cred că aproape toată harta. Nu aproape toată, dar o parte mare din harta. Uite, avem chiar și gaura aceasta mare aici. Suntem undeva sus printre nori, pentru că se vede așa puțin în ceață. Dar nu credeam că o să am această experiență în The Forest. Niciodată nu credeam că o să am această experiență în The Forest. Dar iată că s-a întâmplat. Sincer să fiu, îmi e puțin teamă. Habar n-am cum o să facem să aterizăm. Dar iată, v-am făcut pe plac. Foarte mulți dintre voi v-ați dorit să vedeți și chestia asta. Și da, am reușit până la urmă. Iată că am reușit. Am o întrebare, la câți copaci sunt? Unde vom ateriza? Pe plajă ar fi o variantă, mă gândesc. Vă zici că-s Batman. Uitați-vă și voi puțin, zici că-s fix Batman. Uite, una dintre insulele alea care vă ziceam este acolo. Cred că putem să aterizăm pe aici. În principiu mă gândesc că pot să zbor la infinit. Cred, adică nu m-a oprit până acum, nu mi-a scăzut din viteză. Doar că dacă vrei să faci mișcări de astea bruște, cum am făcut eu acum, e un piculeț mai greu. Dar da, funcționează. Ia să am grijă să nu pic în copacii aia. Opa, hai să încercăm să aterizăm aici. Oh, ușor, 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 aulo. Nu e chiar atât de ușor pe cât credeam eu. Frână, aulo. A fost bine, a fost destul de bine. Unde mi-e gliderul? Gliderul e aici. Și iată că ne-am întors exact la roller coasterul nostru. Imaginați-vă că am făcut o călătorie atât de mare, tocmai de la munți de acolo, și am reușit să ne întoarcem până în baza noastră principală. Bun, data viitoare mă gândesc să facem un roller coaster de pe munte, de acolo de unde ați văzut voi, până aici. Deși nu știu dacă o să reușesc asta. Nu vă promit nimic în legătură cu chestia asta, pentru că nu știu dacă se poate, nu știu dacă e posibil. S-ar putea să-mi dea crash jocul, pentru că e prea mult de coborât. Habar n-am. Dar o să vedem. Și plus că avem o grămadă de chestii pe care nu vi le-am arătat încă, cum ar fi mașină de construit, biserica de construit, cimitirul de construit, o grămadă. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare, mare like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!